suntem clar sub semnul unei presiuni de timp, așa că o să reduc la minimum efectele retorice și o să încerc așa să punctez câteva lucruri pe care vreau să le spun cu mare drag despre această carte. Întâi, trebuie să vă spun că sunt foarte fericit să particip la această lansare, la lansarea acestei cărți la acest târg. De ce? Pentru că, spre deosebire de cele mai multe cărți care se lansează aici, această carte mă lansează și ne lansează într-o altă lume. Înainte de orice, vă amintiți că oamenii la aceste standuri, când lansează cărți și le promovează, spunând câteva lucruri clișeu. Că este o carte care se citește pe nerăsuflate, că este o carte pe care nu o lași din mână și că este o carte pe care o citești cu o imensă plăcere și cu asta basta. Dintre toate aceste clișee, mie mi se pare că este unul pe care vreau să, despre care vorbesc aici și o să-l întorc pe dos. Despre faptul că există cărți pe care nu le lași din mână. Oamenii când laud o carte că nu o lași din mână, vor să spună de fapt că începi să o citești, nu mai poți să o lași, o termin și când o termin o lași. E bine, asta este o carte pe care începi să o citești și după ce o termin, mai greu sau mai ușor, nu o mai lași. Și aici vreau să merg direct la figura, probabil, extraordinară, la figura creștinului absolut, și anume la pelerinul rus. Pelerinul rus are în turbinca lui, alături de Biblie, Filocalia, pe care nu o mai lasă din mână. Asta înseamnă, în acest sens mare, o carte pe care nu poți să o mai lași din mână. Cum ajunge această carte minunată în mâna pelerinului rus? Omul este frapat de îndemnul Sfântului Apostol Pavel la rugăciune neîncetată și se întreabă cum Dumnezeu te poți ruga neîncetat. Merge prin mănăstiri, întreabă stareț și la un moment dat cineva îi pune în mână Filocalia. Și el începe să citească Filocalia, o citește neîntrerupt și află această extraordinară, modul în care poți să treci la acest diapazon extraordinar, rugându-te în continuu. O face evident mergând în drum spre Ierusalim. Și aici, pe lângă ceea ce a spus Horia, la ce e de folos această carte, adaug și eu încă un lucru. La ce e de folos această carte? Pe această carte, în măsura în care o frecventezi, repet, fără să o mai lași din mână, te face să redescoperi totul. Și vreau să citesc foarte rapid ce efect a avut această carte pe care o aveți dumneavoastră în față asupra acestui mare anonim, pelerinul rus. Zice el: când am început să mă rog cu inima, ceea ce te învață Filocalia, tot ce mă înconjura mi se arăta într-un chip fermecător. Pomii, pământul, văzducul, lumina, toate parcă îmi vorbeau zicând că ele pentru om există, mărturisind dragostea lui Dumnezeu față de om, am înțeles că toate se roagă, toate dau slavă lui Dumnezeu, am înțeles din toate astea ceea ce Filocalia numește cunoașterea graiurilor făpturii și am văzut mijlocul prin care se poate vorbi cu făpturile lui Dumnezeu. Asta este o carte pe care de-aia nu mai lași din mână, pentru că odată ce ai intrat în ea, odată ce ai intrat în tine, îți schimbă complet, dar complet, existența. Acum, problema asta a practicii filocalice s-a pus, trebuie să știți, încă de la început. Când Paisie Velicicovski a tradus la 10 ani după apariția cărții la Veneția, a tradus-o în slavonă, el și-a pus această problemă. Nu cumva asta este o carte numai pentru călugări, fiindcă ea inițial așa a fost compilată. Sunt texte din Sfinții Părinți aduse pentru uzul, dacă pot să spun așa, al practicii mistice. Și omul s-a întrebat, nu cumva e numai pentru călugări, a avut multe discuții și până la urmă a ajuns la concluzia că nu. Și atunci a publicat-o la Petersburg ca o carte și ea s-a răspândit în toată lumea. Pentru că, într-adevăr, chiar dacă prima vedere poate fi asta, e o carte pentru călugări, o carte pentru mistici, în realitate este, pot să spun mult mai mult, ar trebui să spun, este și mult mai puțin. E mult mai mult în sensul că se adresează mult mai multor oameni, se adresează și mirenilor. În al doilea rând, această carte mă scoate iarăși din timp și îmi produce un deliciu extraordinar, pentru că este
mă întoarce la tradiția minunată a evului mediu, la tradiția florilegiilor. Filocalia este un florilegiu. Ce avem în față este un florilegiu al unui florilegiu. Suntem, cu alte cuvinte, într-o situație livrescă care nu seamănă cu nimic din ce e în târgul ăsta și care ne duce, ne proiectează într-un orizont despre care mă încăpățânesc să cred că din multe puncte de vedere și oricum din punct de vedere uman era mai bun. Ne face să simțim această practică a cărții în spiritul unui florilegiu. De altfel, remarc această frumoasă tautologie a titlului. Filocalia înseamnă, strict tradus, cum bine știți, dragoste pentru frumos. Gândiți-vă că această carte se cheamă Dragoste pentru frumos, cele mai frumoase pagini. Este, cum zic, o tautologie frumoasă. De ce? Pentru că, până la urmă, Dumnezeu este, dacă vreți, un labirint al frumosului. În fine, vreau doar să mai remarc un lucru și trec peste laudele pe care și eu îmi propusesem să le adresez doamnei Ionescu. A făcut-o Horia cu argumente mult mai convingătoare decât aș fi putut face eu. Îi mulțumesc mult doamnei Ionescu pentru opera extraordinară pe care a făcut-o. Vreau doar să remarc că în aceste pagini puteți găsi, și sigur, dacă nu aveți, cum să spun, răbdarea sau exercițiul să o luați așa temeinic, să urmați pagină cu pagină, pur și simplu, tocmai pentru că e un florilegiu, o puteți deschide oriunde și găsiți minunății. E bine, la un moment dat, deschizând-o, e doar o sugestie pe care o fac, veți găsi un fragment din Grigore Palama, care plasează un fel de antropologie creștină, evident, un fel de antropologie raportată la îngeri. Și nu m-am putut opri să mă gândesc că Grigore Palama, va să zic, în secolul XIV, vede în om această capacitate extraordinară de a glisa pe calea, de a glisa pe axa creației și de a ajunge aproape de nivelul îngerilor. Același lucru m-a dus imediat cu gândul, a făcut un secol mai târziu, Pico de la Mirandola, care a plasat omul tocmai în această mobilitate extraordinară, el poate fie coborâ la nivel de animal, fie să se ridice la nivel de înger. Și omul este singura creatură care are această capacitate extraordinară de a glisa pe axa creației. Ei bine, Filocalia este cartea care ne arată că putem să ne înălțăm și ne arată mai mult decât cum să o facem. Este o carte nu doar utilă, este o carte esențială. Și încă o dată felicitări Humanita și felicitări doamnei Ionescu pentru această